Ce înseamnă orășelul fotbalului? Orășelul fotbalului este un proiect care îl fac și în Bălți și în Comrat. Am coordonat asta cu primarul, eu le sponsorizez. Deci, pentru 9 zile de activitate, acest orășel de fotbal, scenă, sunet, LED, artiști, moderatori, DJ, cineva ne-a propus un francez tare interesant, care să fie o surpriză, să fie, când ați fi meciurile de semifinal, final. În fine, ca să înțelegi, Gheorghe, 4 meciuri četvertfinal, cum? Sferturi de final. Sferturi de final, așa? 2 semifinale și final, adică 7 meciuri. Deci ca să organizez aceste 7 meciuri, orășelul de fotbal, adică 9 zile el să funcționeze, mă costă în jur de 40.000 de euro Bălțu și tot atât Comratul. Că am vorbit cu Sergei Anastasov, primarul de acolo, știți la ziua. Adică, băiată, voi dacă sunteți așa critici, serioși și socialiști și pas la Bălț, scoateți și voi 40.000 de euro din buzdar și faceți voi jumătate de campionat și o sată jumătate. Voi și mă acuzați că eu n-achit 80.000 de euro pentru tot campionat. Pur și simplu, meciurile este odată au încercat cineva să-l pui la Bălți și oamenii erau mai puțini, adică, dar de la sfertul de final, e full, știi, că se fac eveniment și pentru copii, le-o găsit și focusnici, și căruci, deci, organizatorul companie care am vorbit, tot zis că, băi, scoteți și voi 40.000, faceți, fix așa cum, dar de ce la Bălți de anul nou, usatul o hrănit numai 2 săptămâni de zile, ori 10 zile, adică oamenii sărași. Bravo, Piata Draxelmar, nemță, știi? Și au văzut, scribeat, m-a sunat domnul Petcov, primarul, zic, eu achit astea 10 zile, ori 2 săptămâni de zile, dar vor și ei de separat. Пожалуйста, s-o extins încă cu 10 zile cantina socială, l-a scoată Dodon din culoc, niște bani. Adică, căruci, ei mă critică pe mine, chiar că usate, chinul și astea. Ei, știți de purșie, domnii ferește. Faceți voi măcar jumătate. Oare unul acolo a ieșit tot de la socialișcă, usate, dacă nu facea pentru PR, apă vine și în orașul nostru aduce pești, 2 tone. Scoi, stop. Eu am pornit proiectul cu carușelurile în fiecare oraș și 2 tone de pești, în tăți orașul unde avem primarii noștri, Gheorghe. Și acolo, pe lângă asta, mai fac șpavaj, stații de autobuz, căruci. Mi-au dat zadanie primarii noștri cam de, nu mă zdovedesc bani să câștig, știi, pentru asta. Și ei pe mine mă critică, deși nu fac în orașele lor. Dar înduceți-vă, la Spânul, la Dodon, la Maia, ребята, я не понял. Sunt milionari și la PAS, și la PSRM, și oficial, și neoficial. Dar voi pe mine mă învinesc că deși usată nu-l faci pe tăte. Asta cum mult știi cum, deși ai ajutat doar copiii ăștia, polițistul, adică nu, nu era polițist, era de la SPP, ok, era ofițer, știi? Că ia că ai donat, deși la copchii ești. Ребята, alegeți voi alți copchii și dați-le voi la alții tot 30.000 de euro pentru studii, pentru școală și mai departe. Tu înțelegi? Adică mine asta mă omoară, Gheorghe. Adică ești aici specialiști, sunt dăinii za dăinii, deși așa, deși nu altfel. Înțelegi? Da, puteți fi cu 80.000 de euro campionatul, adică pe tot perioada la Bălți, numai banii ăștia am împărțit, ați fi și la Comrat, și în aceeași perioadă și la Bălți. Așa că, stimați bălțeni și cei care sunteți la nord, futbolul în Gărădoc budit.